Hai, salut frățiorii și bine v-am regăsit! Bă, am pregătit astăzi un clip mai special, aici pe Polaris. Facem un mare case opening, tati, cred că cel mai mare case opening de pe Polaris. Să vede, produce frățiorul, bă, nu stă. Ce avem? Avem aici trase pe dreapta 40, 53 de cufere gardă. Deci să nu uităm, gardă. Le-am pus la on ca să nu mă umplu. Și mai avem opa. Astea pe șamancă. Mai avem aici câteva cu făruțe. Așa de curiozitate mergem în bazar să vedem la ce preț ar fi evaluat cel mai ieftin cufăr de pe piață. Așa. Altele gardă. Cufărul cel mai ieftin e la 30 de milioane. Hai să strângem cuferele și să vedem de cât e case opening-ul, mă. Hai de capul meu. Ia, până o să le dau pe lican și le numărăm. Am făcut rost de una pereche de papuci de mob. Bă, la un suflet așa să nimeresc care trebuie. I-am cumpărat la 11 ani, așa cum îi vedeți. Plus 6, bonusurile de schimbat, 11 ani. Un preț, eu i-am evaluat la 10, bonusul morcelul 10, 11, am zis, no, ia de aici să fie, Doamne ajute. Și ce am vrut să zic? Să vedem acum dacă nu prindem ceva bonusuri mai interesante. Bă, sincer, mai bine îmi dă un 10 critică sau un PV cu 5 critică, nu știu, ne-ar trebui critică neapărat. Așa, s-a tot omorât, avem pregătite aici 4 schimbătoare. N-aș forța, o să rămân cramponat la ei. Să vedem. Un PV 5 critică. Bă, nu sunt foarte impresionat, dau un schimb, hai mă să mai dau unul. 1503 blocare, cred că puteam să las și cu 1000 PV 5 critică, sincer să fiu. Bă, acum 2000 PV și 5 critică nu o să schimb pe ei, îmi place cum arată. Dă bine la ochișori, știi cum zic? Bun. Bă, dacă era și 10 critică, era bun tare cu aia. Da, bun și așa acum, ce să zic? Hai să strângem de cufăroase. Deci bun, hai să numărăm rapid, să vedem câte ar fi de toate. Ar fi 10, 20, 30, 35 odată. Mamă, cam emoții. Să coardă fica tu mine. Deci 35. Stai să le scot pe astea, 3 le pun aici. Așa. 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 cufăroase. Deci avem un case opening de 33.300.000. Bă, acum probabil o să vi se pară scumpele aici pe Polaris la 30 de milioane cuferele gardă. Dar gândiți-vă că aici tot procesați. Și perele albastre. Perele albastre e 4 milioane bucata, aia albă e 15, cea mai ieftină, dar se dă acolo, între 15 și 20 de milioane. Leacurile se dă 10 bucăți la 8, se dă chiar bine. Și ar mai fi oasele, nu știu, o să mă uit, nu cred că sunt chiar așa de valoroase, dar cam astea în esență ar fi. Hai să vedem cât reușim să scoatem din ele. Au început... Stai așa, să dăm și Yang-ul ăsta să fie dat, nu de alta. Na, șarge-o pe cum mătră. Am început cu o zeacă, o dat cu perla albă. Deci asta e... Din ăsta, ca să vă faceți o idee, cum ziceam, 10 cu 15, 25, cu încă 4, 29. Cu oasele poate ajunge la 30, habar că n-am. Ăsta prostare.
Deci am început cu 3 cu fere blană bombă, să-l mai învârtim un pic. Luăm unul de jos. Încă o zeacă, încă o zeacă. Dar ne-o rup pe genunchi. O da primul 30. Bun. Încă un 30, încă un 40. 10. Ala nu l-am mai văzut cât a fost. Haide tati, haide tati că se poate. Bun, 30-ul. Hai să-l învârtim să găsim un sweet spot. 290, până acum am ajuns la 300 de milioane. 10, 20, odată acum 30. 60! 60, mâncați-aș gura tău, sexy. Avem și prima placă rătrasă pe dreapta. Hai să facem spațiu. Mă uitam aici și avem aici niște lame. Bă, nu și-a pus dublu semi-om, tati, și-a făcut lame elemente PVM. Ok? The fuck? Măcar dacă punea și pietrele alea, dacă... Na, nu știu ce vreau să facă fănuțul acolo. Dar în fine, continuăm. Bun, m-am gândit să-i dau cât e 30 de cufere. Să fie mai ușor tranzitul. Și hai să începem. O zeacă cu nimic interesant. Stai așa că să mergem în centru. O, flăcărica! Frumos acolo flăcărica. Ne place flăcărica. Așa. Bun. Aici să vedem. Câteodată. 60, tati. Ce zic? Zeaca. Un pic mai în spate acum. Zeaca. 30-ul. Și cu flacără 40. Doamne, ce mă faci? Sexy. Hai, zic. Stai, unde? Aici. Dar m-am mișcat un pic, fac. Haide, tati. Mai am văzut o flacără acolo. 30 cu albă. 30-ul. Haide. Încă un 30. Ăsta cred că a fost 40. Da, 40. Zeaca și nu poți deschide. Acum ar trebui să meargă. Cu 40. Mamă, forță tati, forță. 410, 960, 550 de 30 de cufere. Plăcări că gârlă, hai că e bine, ne mișcăm destul de bine. Hai să aruncăm chestiile. Așa, văd că pe șaman că mai avem doar 5. Dar numai 5. Să scoatem și de pe shop. Oh. Nu mă pot urca pe mont, fac. Și să văd. Avem 15, pardon. Și mai am un rând. Celălalt îl las pentru ultimul case opening. N-am văzut câteodată. Am început cu o zeacă, de-aia forținii, mergem înapoi în mijloc. Bă, dar uită-te acolo, 4 flăcări, 150 de leacuri, 13 albe. Bine drop-ul tare la albe, n-o dat vișinii. Chiar foarte, foarte frumos. No, bun. Aici e locul nostru. Fac un miliard în cap cu ăștia 30 de milioane, sexy. O zeacă. Încă o zeacă. 40. Haide tati, haide tati că se poate. Acolo bombe. Aia zic, 40. Încă un 40. Așa să fie, Doamne ajute. În 3 cufere face 100 de milioane. Așa, ăsta cât a fost? 30. Deci avem 18 albe și o flacără, nice. 1.300.000. Am ajuns. Hai, acum 1.400.000. Aia zic, tati, aia zic, 60-ul. Bine, bossule. Bun. Ne mai dă un pic de zeacă să fie. Și ăsta-i. Nu.
Ăsta a fost cu 60-ul. Aia zic, tati, ce mă face cu ferilii? 20 de albe, aoleu! Deci avem 1,5 miliarde, mă. Peste 1,5 miliarde. Sexy, tati, sexy. Na, bun. Să scoatem și ultimele cufere de aici. Așa. Da, forță tare, tati, forță tare. Abia știu să fac bilanțule. Bun, ne urcăm. Ne punem aici în mijloc. Și Pacu, zeacă. Zeacă. Stai așa că nu-i place ceva, tati. Haide, tati, haide, tati. Să ne mai scoate alea de 60, că asta ultimul dro... Hai de capul meu, bă! Mergem mai în jos. 10. Acum să spar cu un 60, bun. Cum ziceam, ne scapă 60-ul ăsta, ne mai scapă 40-ul. Zeaca. Bun. 10 și mai avem 3 cufere. Ăsta o dat. Flacără cu 30, sexy. 10 și 10. Deci 1.800.000 cash. Hai să îngolesc inventarele. Na, bun. Avem 1.86. Nu mă, stai un pic. 18.6 won din Yang curat. Și luăm pe rând. Oasele sunt undeva la 250.300. Pune-le la 200.000. Avem 2.450 de oase. Ori 0.2. Avem un 1.1 din oase. Astea sunt 500.000 bucata. Stai că cred că pot să calculez așa rapid. 28 de milioane. Din... De fapt așa. 28.000 din cufărul, din cărțile tânăr. Cu încă 7, să zicem, din ăsta 2. Și astea sunt la 2 milioane. 52 de milioane de aici, mai avem de aici încă 0.81 din cărți. Flacăra e la 60 de milioane. 7 ori 6, 4 ori 20, mamă coaie, am făcut bine tare, bă. 800 ca leacu, avem 240 de leacuri, ori 0.8, aproape 2 ori. Punem 1.91 de la leacuri, 2 milioane jumate pe buzdugane, 40 de bucăți, fix un on. Și acum, perele vișinii le tragem deoparte, nu ne interesează. 30 de perle albastre cu 4 milioane bucata, e 1.2 on. Și, mamă, dar 24 de albe, ce bine o dat, coaie! 24 ori cel mai mic preț 15, avem 3.6 oni după albe. Ăștia sunt toți banii. Și dacă era să revindem 30 de milioane, așa avem 18.6 plus 1.1 plus 0.8 plus 4.2 plus 1.9 plus 1 plus 1.2 plus 3.6. Avem 32 de 1.4, tati. Ce să mai, ce să mai, bă? Cu 32.4 cred că o ieșit la 29 de milioane cu fărul. Plus 4 împărțit la 110 cufere. Da, am ieșit cu 29 de milioane jumate pe cufăr. Forță tare, tati. Forță tare. Ia să caut fănuțul ăla. Aveam
să ia chita acolo papucii de mup. Papucii de mup i-am luat acum vreo o oră, două. Și am zis, bă, ți-i dau pe diseară. Ia că-i dă mai repede ce mama dragostei. Să schimb, birou de schimb, Young and One. Hai că i-am dat pe zero. 10 onuleți, ia să căutăm pe fănuț. Așa, bă, tati, să-ți dau leu cașcaval. Aia zic, în bazar? Mhm. Uh-huh. Și pe titanul ăla câte-s că vrei? 12. Așa, să vorbesc cu Dredu. Da, să mă arăt și titanul să zic ce are. Care pe palaș. Aici, pe la vrăjală. Odată 11 ani. La tine? Da, da, da. Așa. Și arată și titanul să vedem. Poate ne interesează pe fănuț. Ia uite-l pe pal. Îți mai arăt așa un pic de marketing. Poate, poate, trage de ochi. Păi n-ai numai dublu imun, să ceri mai, mai nimic. Da, dublu imun, dublu imun. Așa. Supărare. Asta ce are? 15 cu 10. Uza 2 în pasta. Pe ce? Pe brățară. Te-a lăsat fără cuvinte? M-ai lăsat un pic fără cuvinte. Nu mai știu cât am dat eu pe aia, parcă tot 2 ani am dat acum mult timp. Păi eu iau și o vând pe ăsta cu 5. Zi! 2 ani jumate. Brățară. Îți dau și 150 de oase. Fie, să mă nec cu ele. Ia să schimb acolo vonule. Așa. Poate faci cu efora plus 9. Hai că mai dau un el dacă e. Da, bă. Gata. Fă și tu cațac. Dacă mai aveam medale, metale mai dădeam, dar manuale las așa, că e bine și așa. Îți dai cu metale? Dă-l mă, dracu, dai cu blesuri. Lasă că mi-e drag. Mi-e drag 24 de aripi am băgat în el, ce drag îmi e. Da, bine, bă. Mersi fain. Da, bine. Ceau, ceau. Ceau. Așa, s-o achitat acolo și papucule. Brățara asta e decentă, cred că face vreo 4-5 ani pe tigre. Mai strângem și noi câte un item. Și asta fiind spuse, frățiorii, vă aștept la următorul clip. Nu uitați acolo pe butonul de like. Eu vă pup și vă iubesc, să ne auzim cu bine, bă, pa, pa!